this will work. Ia-o pe ăsta ca un cât o măresc. Miei care zburdă acum prin țarcuri vor ajunge tocmai bun de sacrificat odată cu sărbătorile pascale. Deși anul acesta Paștele va fi cu două săptămâni mai devreme față de cel de anul trecut, crescătorii de ovine neliniștesc și spun că datorită vremii călduroase din timpul iernii, anul acesta avem miei din belșug. Temperaturile ridicate au influențat și perioada de gestație a oilor și a făcut ca miei să se nască mai devreme. În ceea ce privește prețul cărnii de miel, acesta ar putea să scadă comparativ cu anul trecut, mai ales că și cel al furajelor este mai mic. Însă, deocamdată, nimeni nu poate spune cât va fi. A fost iarna mai blândă cu noi, ne-au fătat destule, n-a fost ca în alți ani de au fost gerdă, ne-au murit, dar astea acum avem mii destui. Sunt giurgiuvenii interesați de miel? Sunt, au mai venit deja să arbunească, alții ia până în Paște, alții poate după Paște. Avem arboniți. Chiar dacă anul acesta ciobanii ne asigură că vor exista miei pentru toată lumea, o parte din giurgiuvenii au vrut să fie siguri că vor avea miel de Paște și au început încă de acum să arvunească animalele. Anul acesta vom avea mai mulți miei în piață și mai multă carne românească măcelării. Pentru că iarna a fost blândă, crescătorii de ovine au deja în o gradă mai mulți miei decât anul trecut. Chiar și în aceste condiții, giurgiuvenii sunt mai grăbiți ca oricând. Deși ne aflăm abia la începutul postului Paștelui, mai mult de jumătate din miei de aici sunt deja arvuniți. Oferta este bogată și în ceea ce privește carnea de ied. Pentru cei ce optează pentru o astfel de carne, au de unde alege. Iezii au mai puțin de 10 zile de viață și abia se țin pe picioare, însă până de Paște vor crește peste greutatea căutată de cei care vor să îi cumpere pentru masa de sărbătoare. Crescătorii de ovine spun că primul loc în preferințele giurgiuvenilor îl ocupă tradiționalul miel, însă numărul celor ce aleg iedul în detrimentul mielului crește de la un an la altul.